Dacă aveți astfel de lămpi solare cumpărate de pe platformele chinezești și nu mai funcționează, hai să vă arăt în continuare cum le reparăm, cum le diagnosticăm, simplu cu câteva elemente de bază, cum le îmbunătățim înlocuind acumulatorii și cum le tanșăm mai bine față de ce a făcut fabrica ca să reziste în timp și să ne bucure să stea aprinse. Rămâneți în continuare dați și voi un like, un subscribe și ajutați-mă ca să mai pot crea astfel de conținut și pe viitor dacă v-a plăcut. Salutare prieteni, lucrare de duminică, mentenanță înainte de iarnă pentru aceste lămpi solare procurate de pe Temu, AliExpress, e internetul plin de ele, sunt în versiuni cu două leduri pe o parte, cu trei leduri, cred că și cu patru. Probabil au mai mulți acumulatori sau de capacități mai mari în interior. Eu am ales varianta asta. Le-am folosit cam uh, o vară. Cred că le-am de, de la începutul verii trecute. Și două dintre ele luminează foarte bine. Le-am puse pe peretele unei case. Luminează în sus și în jos. Sunt niște lumini de efect, nu sunt foarte puternice să nu pierd urbele astea pe care le-am scos mai devreme. O să vă arăt ce s-a întâmplat aici pentru că am desfăcut aceste lămpi să văd de ce nu mai funcționează. În general sunt foarte simple în interior, constructiv, au un acumulator, partea asta de celulă solară care este izolată, lipită aici ca să nu intre apa și are contactele pe interior, două plăcuțe cu leduri SMD. Să vedem dacă putem să le scoatem să vi le arăt. Sunt niște firicele foarte fine, niște conductori fin și subțiri, că na, trebuie să fie ieftină toată treaba ca să vi le poată vinde cu câțiva zeci de lei la set. Ledurile sunt de calitate, sunt niște leduri care sunt eficiente și au lupele astea ca să creeze un efect frumos și să amplifice să facă veurile acelea pe perete, cum au lămpile mai mari care se alimentează de la rețea. Și aici o mică parte cu o rezistență și pe partea cealaltă cu un circuit integrat care realizează încărcarea acumulatorului în momentul când este zi și lumina afară și ulterior trece pe alimentarea ledurilor din acumulator în momentul în care se întunecă și dispare lumina solară. În general, Problemele apar de la tot felul de nimicuri, de la graba execuției, de la materiale ieftine, conductori foarte subțiri. În cazul acesta de exemplu, în cazul meu, am descoperit, am, primul lucru este interesant să măsurați tensiunea pe acumulator. Acum există mai multe variante, în general dacă s-a întrerupt, Circuitul către montaj, acumulatorul poate să mai aibă o anumită tensiune, pentru că nu a mai fost consumată, sau dacă s-a întrerupt alimentarea către acumulator, de, 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 alimentarea de la celula solară, acumulatorul s-a descărcat când a stat la întuneric și ulterior nu s-a mai încărcat, în funcție de momentul în care a intervenit defectul. În cazul meu, am descoperit aici un conductor desprins din această lipitură. Asta e o lipitură pe firul care vine de la celula solară. Se vede cum a fost făcut aici de chinez în fabrică. Asta era aici și el a lipit, a pus led conul și a lipit direct pe, pe plasticul ăsta. Uite că este afectată carcasa. Vom face și noi același lucru, o vom lipi mai bine. Și probabil a fost o lipitură rece care de la schimbări de temperatură sau în timp s-a desfăcut de aici. Automat n-am mai alimentat uh, sistemul. Vom reface lipitura, am verificat. Este. Puteți verifica și voi, uite, de aici pe tensiune. Și ca să te asigur că funcționează acest uh, panou fotovoltaic, să spunem. Uite, acum am 0, 0 pentru că este orientat către masă și este la întuneric, dar dacă îl orientăm către fereastră deja tensiunea crește. Este destul de norat afară, probabil dacă era lumină mai puternică tensiunea era mai mare, dar și la 1.6V este suficient ca să încarce acest acumulator care au o tensiune nominală de 1.2V Am aici un acumulator de la IKEA primit v-am mai spus prin videourile mele, în, se primesc seturi în schimbul acumulatorilor uzați și am mai multe seturi de genul ăsta și o să-i înlocuiesc. Asta e de o capacitate mult mai mare față de ce a pus. Sunt 2450 de mAh comparativ cu ce au pus chinezii aici, 600 de mAh. Evident că nu o să reușească să-l încarce la capacitate maximă din acest mic panou solar în o zi, de dimineață până seara, nici dacă o să fie soare puternic, dar mă gândesc că avem o capacitate mai bună și chiar dacă nu se încarcă complet, este binevenită schimbarea, dacă tot îi am pe stoc. După ce voi face această lipitură, o să aplic și o garnitură aici, o să folosesc o soluție din asta care se folosește în general la motoare, la mașini pentru etanșare, ca să mă asigur că nu se prelinge cumva și nu intră umiditate sau apă în interior. Chinezul n-a făcut chestia asta, a făcut doar un prag aici, dar nu e cine știe ce și bineînțeles că se poate întâmpla să intre apă aici. Și să vedem la sfârșit rezultatele și ce se întâmplă. Hai să începem cu lipitura. Camera asta nu mă ajută neapărat. Nu se hotărăște să facă focus automat când este nevoie. Dar o să vă dați seama despre ce este vorba. O să folosesc o pensetă pentru că n-am acces acolo în interior să țin cu mâna acest mic conductor. O să încerc să nu mă mai ating de, de plastic ca să nu contaminez lipitura și să o fac în aer. Bun. Ia să vedem ce se întâmplă dacă avem tensiune de încărcare. În momentul în care verificați pe acumulator dacă este descărcat. Deci, ideal este să măsurați tensiunea cu celula acoperită. Și, în cazul de față, hai să dăm pe milivolți să fie mai precisă treaba. Observăm că avem 390 de milivolți. Și, în momentul când o să îndreptăm spre fereastră, dacă funcționează acest sistem, stai să vedem. Deci, ON ar trebui să fie în stânga. Bun, deci el are acum 300, 390 de milivolți și dacă îl îndrept spre fereastră, dacă îndrept celula spre fereastră, începe să fie alimentat acumulatorul, dar are o inerție în care curentul de încărcare e foarte mic, dar crește ușor, ușor. În cazul ăsta, vă spuneam, este o zi mai înnorată, dar dacă stau așa o să vedeți că ușor, ușor îl scoate din inerție și începe să crească 391, 392, 393, și ușor, ușor îl ridică la, la o valoare către 1,2V. Pentru că este o cădere destul de mare de tensiune, și până începe chimia aia să lucreze și să acumuleze energie. Fiind vorba de un panou, de o celulă mică solară cu o capacitate mică și implicit cum vă spuneam de. O zi norată, avem de așteptat. Bun, reconfigurăm pentru că a fost la prima desfacere, prima reparare, cum să zic, nu e ceva regizat. Am încercat, ați văzut, înainte să vă arăt un lucru pe care mi-l imaginam eu că o să se întâmple după ce am lipit firul acela, dar se pare că mai era un defect. Și cum vă spuneam, că lucrurile astea nu echipamente, e mult spus. Lămpițele astea se defectează în general de la calitatea slabă a componentelor utilizate. Am descoperit, făcând măsurători, continuități, că uite, de exemplu, dacă vă uitați cu atenție, conductoarele astea au fost prinse la montaj și cumva ciupite, strânse. Și aici poate să fie întrerupte. Și atunci am fost nevoit să măsor ca să mă asigur de continuitate între cablaj și poli ăștia ai uh, acumulatorului. Totul era ok și din aproape în aproape am descoperit că comutatorul ăsta de pornit oprit nu făcea bine contact. Și atunci ca să salvez lampa am renunțat la el și am făcut acest șunt pe, pe placă direct, că nu stau acum să caut comutatoare din astea și să le înlocuiesc, mă costă mai mult decât să cumpăr o lampă nouă. Și atunci se întâmplă Lucrul următor, exact ce vă voiam să vă arăt prima dată, ăsta este tot uh, acumulatorul utilizat inițial, hai să ne apropiem așa, nu l-am uh, înlocuit, avem tot în jur de 300 de milivolți, uite, 399, că am mai pus eu, am mai făcut niște teste și probabil s mai încărcat un pic, o să-l pun în lampă și o să vă arăt ce voiam de la început când am făcut filmarea și nu mi-a reușit. Deci avem 300, aproape 400 de milivolți, lampa cu celula foto obturată, deci nu ajunge lumină la ea și acum o îndrept către fereastră și se observă imediat cum începe să încarce și să crească tensiunea. Și asta va urca așa până la echilibru între acumulator și celulă și tensiunea furnizată de celulă. Cu puțin noroc, dacă se întâmplă chestia asta până se întunecă, o să avem o încărcare bună a acestui acumulator. Am făcut treaba asta. Acum o să pun înapoi plăcuța. O să mă asigur că nu ciupesc aici și eu la rândul meu vreun conductor o să-i pun șurubul ăsta de fixare pentru că vreau să, chiar dacă nu mai folosește acest comutator, că am făcut acel șunt și l-am pus pe direct să funcționeze, are rol de etanșare în carcasă și atunci îl voi folosi în felul ăsta. Și cum vă spuneam, ca să fie etanșarea bună, o să pun mânușa asta, aici e foarte simplu, iau niște pastă din asta de etanșare auto, gasket maker, cum îi mai spune, aplic pe zona asta, nu știu dacă să aplic aici sau să aplic mai bine pe capac, sau să încadă cadă șuruburile, așa că prefer să aplic aici, ca să creez o, o garnitură pe care chinezul n-a mai pus-o ca să scadă costurile. Acum vă dați seama că nu e obligatoriu, dacă nu eu aveam din atelier, dar acum dacă te-ai pus să cumperi o pastă din asta de tanșare bună, zai să te costă mai mult decât să înlocuiești lampa. Și punem capacul pe poziție. Putem să mai dăm un deget aici pe... Putem face chestia asta chiar la sfârșit. Uite, să dăm așa pe pe zona asta. Acum chiar că nu mai intră nimic, dacă umplem canalul ăsta. Și să pregătim lampa pentru perioada rece. Acum să nu aveți pretenții prea mari, că dacă sunt zile întunecate și încărcarea este deficitară. Bun, și scoatem mânușa strângem șuruburile așa vă spuneam că dacă avem parte de zile întunecate tensiunea aceea va fi mai mică acumulatorul nu se va încărca corect și automat seara când se întunecă va porni lumina mai devreme nu mai vede lumina solară va, se va aprinde ledurile dar se vor și consuma destul de de repede. Și acum o să o lăsăm la, la soare să încarce. Momentan nu există tensiune suficientă cât să aprindă ledurile. Am murdărit un pic și pe mâini. Aveți grijă când faceți chestia asta să nu atingeți lentilele. Putem lua o cârpă și să ștergem marginea asta. Și aici, pe partea asta, eu în general dau cu un, când se mătuiește, dau rapid așa cu o cârpă cu nitrodiluant, se curăță foarte frumos, redevine lucioasă și dau cu un spray din asta cu, cu, silicon ca să o protejeze și să protejeze și, și plastic. Și uite cât de bine arată. Cam asta este de făcut ca să vă jucați să reparați astfel de de lămpi. O să o mai las un pic întoar să nu o pun încă la, la încărcat ca să se usuce soluția asta. Aici am deja o lampă pe care am reparat-o și am pus, cum vă spuneam, un acumulator mai mare. Vreau să fac test între ele să văd dacă reușește să țină mai mult cu acumulator mai mare și reușește să-l încarce. Hai să vă arăt, uite, că aici este... Mă tuit, să vă arăt ce spunem despre partea asta de nitro diluant. Deci am celebru nitro diluant din filmările mele. Pune sorine capacul că ți se usucă soluția de etanșare. Deci dăm cu un pic de nitro. Asta e lampa. Focus și uite aici ce frumos iese. Am făcut-o rapid, nu lăsați foarte mult pentru că afectează. Ia uite, deja dă de să se aprindă. Mai pun un pic aici, n-a dat corect. Cu cât e mai transparentă și permite luminii să intre, cu atât se va încărca mai ușor. Și acum, rapid, dăm cu silicon și luciul își revine. Nu uitați să-mi dați și mie un Like la video, să vă abonați dacă vă place ce vedeți pe aici, ca să primiți notificări și să mă ajutați și pe mine să mai creez astfel de conținut. Spor la treabă!